Bun, deci asta este la nivel central și mergând acum în teritoriu. Această discuție comportă două segmente. Prima și prima dată, și o să luăm cazul concret. Astăzi a spus președintele Consiliului Județean Suceava că se blochează 200 de posturi care sunt vacante la Direcția pentru Protecție Socială și Direcția de Asistență Socială și pentru Protecția Copilului. Este incredibil. Cum adică să blochezi 200 de posturi? În condițiile în care sunt sute de angajați acum, deci mai erau încă 200 de posturi să mai angajezi pentru ce? Deci așa sunt foarte mulți acum. Pentru ce să mai angajezi încă 200 de persoane? După aia, chestiunea asta că să tăiem toate sporurile și toate beneficiile de care beneficiază bugetarii este iarăși o prostie, nu poți să gândești la hurt așa. Pentru că să luăm din nou concret cazul acesta, la protecția copilului sunt foarte mulți oameni care lucrează direct cu copilul. Iar copilul are diferite traume, copilul are probleme psihice, are probleme fizice sau are și probleme psihice și probleme fizice. Prin urmare, e greu să lucrezi cu acel copil. Evident că este greu și a lucra cu un copil este mult mai greu decât a lucra cu o pereche de blugi făcută pe vapor pe care s-o vinzi nu știu unde. Nu? Și mai bine spus. Blugii stau acolo unde îi pui, copilul nu stă acolo unde îl pui. Și o femeie, un bărbat care lucrează direct cu un copil, are un salariu de 7 milioane, să spunem. Și el mai trăia din stimulente și ce îi se dădea. Sporuri. Acum am înțeles că s-au tăiat toate stimulentele. Deci nu poți să-i pui în aceeași balanță, să pui și o doamnă care lucrează la un centru de plasament, nu? Și o persoană care stă și se rujează în fața calculatorului, în birou, la protecția copilului sau la direcția... La sediul... Deci nu poți să pui lucrurile astea. În aceeași balanță. Ar trebui de făcut o despărțire clară între cei care lucrează efectiv cu copilul și cei care stau în birou și se fac că lucrează. Și totodată trebuie, și repet lucrul acesta, sunt foarte, foarte mulți angajați la Direcția pentru Protecția Copilului. Eu m-am mirat de tupeul pe care îl au cei de la sindicat, de la Protecția Copilului, spuneau că noi ieșim în stradă. Luni vreau să iasă în stradă au să protesteze. Protestul. Pentru ce? Pentru că li s-au tăiat stimulentele. Bun, zic, cei care lucrează direct cu copilul, da, se iasă în stradă, este normal. Dar cei care stau în birouri, de ce se iasă în stradă? De ce n-au ieșit în stradă atunci când au câștigat 30 de milioane pe lună, 35-40 de milioane, în condițiile în care nu făceau nimic și aveau stimulent pentru aia, pentru aia, pentru aia la altă. De ce n-au ieșit atunci în stradă? Să spună, oameni buni, eu ies în stradă pentru că nu mai suport ca persoană fizică și bugetară să știu că vă bag mâna în buzunar. Îmi este o rușine fantastică și vă rog foarte frumos, nu mai dați atâtea sporuri. Sau, de ce n-au ieșit în stradă să spună, noi la început când a pornit Direcția pentru Protecția Copilului, eram 50 de angajați, erau mii de copii în centrele de plasament. Acum sunt zeci de copii, mulți dintre ei, sute de copii, mulți dintre ei sunt dați la familii, la asistenți maternale acasă. Acum suntem câteva sute. De ce n-au ieșit în stradă să spună, oameni buni, ne este rușine să lucrăm așa de mulți, să ne facem că lucrăm. Noi nu avem ce face, putem lucra mai puțin. De ce n-au ieșit să spună, domne, ăștia barosanii își angajează pilele. N-au ieșit în stradă. Acum când li s-au luat stimulentele, s-au trezit și ei din amorțeală, stând în birou acolo cu nasul în calculator, cred că habar n-aveau. Acum când s-au dus și au băgat cardul, au văzut că nu mai au bani. Și aici ar trebui să se intervină de sus. Pe de o parte, trebuie descentralizare, o descentralizare care nu există, dar pe de altă parte, trebuie puse niște opritoare. Adică, domnule, în județul Suceava, în județul Caraș, se veni județul Timiș, problematica este aceeași. Nu avem centre de plasament. Pentru 3 centre de plasament și 80 de asistenți maternali, avem nevoie de atâta personal. 2 infirmiere, 3 psihologi, un contabil, un medic și așa mai departe. Să se facă o grilă. Pentru că dacă ajunge la Suceava, această instituție este în subordinea Consiliului Județean, iar Consiliul Județean este format din 36 de consilieri județeni, care au interese de partid și au interese personale. Păi atunci când spune, hai să votăm organigrama la Direcția pentru Protecția Copilului, păi fiecare are o amantă, un cumătru, o nevastă, un copil și votează într-o veselie. Mâine, păi mâine te trezești că o să fie la Direcția de Asistență Socială și pentru Protecția Copilului 100.000 de angajați. Și la un moment dat o să trebuiască să faci import de oameni pentru că Suceava nu o să mai aibă de unde să dea atâția oameni pe care să-i angajeze. Și așa mai departe. Da. Problematica este mult mai complexă. Adriana, văd că ești foarte atentă la ce spun eu. Păi de ce să nu fiu? Dar chiar este o problemă foarte serioasă și acum o descoperă domnul Boc, mă întâlnă el,
să bugetul elimină risipa și nepăsarea guvernării anterioare. Asta la demagogul lunii februarie merge. Da. Îți spun eu. Ok, un ultim subiect, am înțeles de la harnicul nostru coleg Daniel de da, la chiar sport. Să știi că e harnic. Păi nu? Are dacă, și știri pe scurt în ultima vreme. Dacă ar fi așa să înceapă la ora 16, să înceapă știrile din sport și după aia la și altele știri. Dacă mai este timp, da. Celelalte știri, nu? Da. Am zis că e o mare interes pentru meciul de handbal din cele. Este evident, Suceava, echipa locală de handbal, a avut o evoluție frumoasă începând de anul trecut, a ocupat o poziție bună în clasament, o poziție care i-a permis să joace în cup. Îi permite să joace în cupele europene, a avut o primă rundă, s-a calificat mai departe și acum are o dublă cu o echipă din Portugalia. Din nefericire, municipiul Suceava nu are, și nici județul Suceava nu are o sală de sport încăpătoare și sală de sport în adevăratul sens al cuvântului. Bine că la noi se fac păști mari, ouă mari, ciorbe mari, nu prea. Săl mari nu se fac, la noi se fac săl mici, știi? Intime, să da, confere intimitate. Intimitate, da. Și normal că numărul de bilete scoase la vânzare este mic. Pe lângă biletele care sunt scoase la vânzare, după cum se știe, sunt și sponsorii, care normal, sponsorii trebuie invitați. Dar pe lângă toți aceștia sunt și nesimțiți. Așa au nesimțiți, hai să facem portretul robot. Și acum vorbim în cunoștință de cauză. Au sunat foarte mulți oameni la conducătorii clubului și la organizatorii competiției să solicite bilete. De fapt, nu bilete, ci invitații. Invitații, da. Pentru că invitația nu costă nimic. Sunt moca. Și nesimțitul cum arată? Un tip așa cam la vreo 40 ceva de ani, nu, între 28 și 40 și 50 de ani, cu burtă, așa, cu ceafă lată, cu ceafă lată, așa, cu funcție de conducere la nivel local, așa, cu mult tupeu pe el. Mare iubitor de manele, ciorbe de burtă și beri vara cu cumătrii, cam ăsta este portretul robot. Adică la 80.000 biletul, să dai telefon și să spui să ți se facă o favoare, înseamnă că ai un grad de nesimțire foarte, foarte mare. Când toată lumea se plânge că nu găsim, domnule, soluții să ajutăm această echipă. Păi uite, un prim pas ar fi să-și cumpere și ei bilet, să-și facă și abonament, nu? Știu cum, auzi, nu știu cum nu le crapă obrazul de rușine, că sună tot aia care au bani. Că dacă exact. Ar suna, că nu știu, la noi la Suceava nu am fost la handbal, dar nu știu, în alte părți sunt și copii cu handicap care stau în cărucior și aia sunt săraci de ei să vadă și ei un meci de aproape, că... Așa, aia să intre moca, da, nu? Să intre așa. Se spune. Deci un copil dintre ăsta care și-ar dori, nici nu îndrăznește să dea telefon, în primul rând, nici nu ar trebui să știe unde se sune. Dar un nesimțit din ăsta îmbuibat și ajuns peste noapte din mulgător de vacă, mulgător de buget, ala dă telefon, știi? Și biletul costă doar 8 lei. 80.000. Îți mulțumesc, Sorin. Doamnelor și domnilor, acesta a fost comentariul zilei. Cu bine!